Castelul Miramare din Trieste. O poveste de eleganță și istorie în inima Adriaticii. Bine v-am găsit! În acest video vă voi prezenta un loc deosebit, și anume Castelul Miramare din Trieste, Italia, precum și grădinile care îl înconjoară. Ascuns în umbra Mării Adriatice, Castelul Miramare din Trieste, Italia, strălucește ca o perlă arhitecturală, amintind lumii întregi de eleganța și frumusețea sa. Construit în secolul al XIX-lea, la comanda arhiducelui Ferdinand Maximilian al Austriei și a soției sale, Charlotte de Belgia, acest castel impresionant reprezintă un amestec perfect între arhitectură neoclasică, stiluri venețiene și elene și un simbol al romantismului și luxului. Povestea construcției castelului începe cu o viziune nobilă și romantică. Arhiducele Maximilian și soția sa Charlotte s-au îndrăgostit iremediabil de frumusețea locului și au decis să construiască un castel care să îmbine perfect armonia naturii cu rafinamentul arhitectural. Astfel, sub îndrumarea talentatului arhitect Carl Juncker, a început construcția castelului, care a durat aproximativ 6 ani, de la 1856 și până în 1860. Arhitectura castelului este remarcabilă prin detalii și măestrie. Fațadele sale ornamentate, dornurile impunătoare și interioarele luxoase reprezintă un adevărat festin vizual. Fiecare cameră este decorată cu mobilier rafinat, tapiserie elegante și obiecte de artă prețioase, reflectând gustul și opulența epocii. Frescele pictate manual care împodobesc pereții și plafonul îți amintesc de epoca de aur a artei. Poveștile și legendele care înconjoară Castelul Miramare adaugă o aură de mister și romantism. Tragicul destin al arhiducelui Maximilian și al soției sale Charlotte, care au trăit momente de bucurie și suferință între acești pereți, continuă să fascineze și să emoționeze vizitatorii. Se spune că în incinta castelului se ascund pasaje secrete și camere misterioase care atrag curiozitatea și imaginația celor care le pășesc pragul. Dar adevărata bijuteria castelului reprezintă grădinile sale fermecătoare. Proiectate cu grijă de către celebrul peisagist Carl von Zahn, grădinile sunt un adevărat paradis verde cu alei umbrite și de arbori seculari, fântâni arteziene jucăușe și flori colorate, care împrăște parfumul lor îmbietor în aerul cald. Grădinile castelului Miramare sunt aranjate în stilul romantic al secolului al XIX-lea, completând frumusețea și eleganța castelului. Ele sunt alcătuite din terase și alei frumos conturate, care se îmbină în mod natural cu peisajul stâncos și cu panorama mării. Grădinile castelului Miramare completează frumusețea și eleganța clădirii și oferă o oază de liniște și frumusețe naturală pentru vizitatorii care explorează acest domeniu magnific. Grădinile Castelului Miramare sunt un paradis pentru iubitorii de natură și fotografi, oferind numeroase oportunități pentru capturarea peisajelor pitorești și a florilor înflorite.
Vizitatorii pot explora cu plăcere grădinile în timp ce se bucură de frumusețea și liniștea naturii. În ansamblu, grădinile Castelului Miramare nu sunt doar un cadru frumos și pictoresc, ci și un loc în care se îmbină natura, istoria și cultura, oferind o experiență memorabilă pentru toți cei care le vizitează. Parcul Miramare se întinde cu vedere la Golful Trieste, pe o suprafață de 22 de hectare pe promontorul Brigdanu, care era aproape lipsit de vegetație la momentul construcției castelului. Grădinile Castelului Miramare oferă mai multe puncte de vedere panoramice spre Marea Adriatică și spre golfurile din împrejurim. Vizitatorii se pot bucura de peisaje spectaculoase și de aerul proaspăt al mării, de pe terasele și promenadele amenajate în grădini. Parcul reprezintă un exemplu de sistem artificial mixt de esențe forestiere, arbori și tufișuri. Spre deosebire de grădina barocă, cea englezească pe care se modelează Miramare introduce o nouă relație cu natura, rezultatul unei sensibilități diferite față de lumea materială. Înainte de 1856, zona parcului era goală, cu doar câțiva arbuși și tufe de spini. Astăzi însă există un grup de diferite specii de arbori care sunt, în cea mai mare parte, de origine non-europeană sau, în orice caz, care nu sunt originari din zonă. Într-o perioadă de 10 ani au fost plantați cedri din Liban, Africa de Nord și Himalaya, brași și moliți din Spania, chiparoși din California și Mexic, diverse specii de pin din Asia și America și câteva exemplare exotice, precum sequoia gigant și ginkgo biloba, au fost adăugate. Miramare a fost conceput ca o grădină privată și nu ca un parc. În realitate, nu are o intrare monumentală sau o alee care să ducă la castel. Era o grădină a minunilor, nedestinată uzului public, deși arhiducele o deschidea pentru mase câteva zile pe săptămână. Căile navigabile, piscinele, potecile întortocheate, arbori aranjați după modele naturale, unele zone înierbate sunt tipice grădinilor englezești. Grădinile adăpostesc o varietate impresionantă de plante exotice și mediteraneene. Printre speciile de plante cultivate se numără palmieri, chiparos, agave, oleandri și multe altele. Aceste plante contribuie la atmosfera exotică și la farmecul grădinilor, oferind vizitatorilor o experiență de neuitat. În decursul anilor, grădinile au fost restaurate și conservate cu grijă pentru a păstra autenticitatea lor istorică și pentru a oferi o experiență plăcută vizitatorilor. Eforturile de conservare continuă și astăzi, asigurând că grădinile rămân un punct de atracție deosebit pentru turiști.
Grădinile castelului Miramare completează frumusețea și eleganța clădirii și oferă o oază de liniște și frumusețe naturală pentru vizitatorii care explorează acest domeniu magnific. Grădinile includ diverse elemente de design, cum ar fi fântâni, statui, pavilioane și balustrade, care adaugă caracter și eleganță întregii atmosfere. Aceste elemente sunt îngrijite cu atenție pentru a păstra autenticitatea și frumusețea lor în timp. Castelul Miramare este mai mult decât o simplă construcție de piatră și cărămiz, este o poveste de iubire, pasiune și rafinament care a rezistat trecerii timpului și continuă să încânte și să inspire generații întregi. Este un loc unde istoria și frumusețea se împletesc într-o simfonie armonioasă, amintindu-ne de bogăția culturală și patrimoniul impresionant al Italiei. Grădinile Castelului Miramare găzduiesc uneori evenimente speciale și expoziții temporare, care adaugă o dimensiune culturală și socială în plus la experiența vizitatorilor. Aceste evenimente pot include festivaluri de flori, expoziții de artă sau concerte în aer liber. Astăzi, Castelul Miramare rămâne un punct de atracție major în Trieste, atrăgând turiști din întreaga lume.
tururile ghidate oferă o incursiune captivantă în istoria și frumusețea sa, dezvăluind poveștile și secretele ascunse ale acestui loc încântător. De asemenea, expozițiile de artă și evenimentele culturale desfășurate în incinta castelului aduc viață și energie în această bijuterie arhitecturală. Vă mulțumesc pentru timpul acordat și vă invit să vă abonați, dacă nu ați făcut-o deja, să activați clopoțelul pentru a fi notificați și să știți printre primii când postez un nou video. Și sper să apreciați ceea ce fac cu un like și distribuire pe rețelele de socializare pentru a mări comunitatea de fani acestui canal. Vă mulțumesc și vă aștept să vizionați clipurile viitoare, precum și pe cele din urmă, de unde vă puteți inspira pentru călătoriile voastre. De asemenea, sunt bucuros să vă răspund în comentariile clipurilor. La revedere și mulțumesc încă o dată!